Alegerile pentru Parlamentul European au luat sfârșit după 4 zile în care peste 400 milioane de cetățeni cu drept de vot din cele 28 de state ale UE și-au votat reprezentanții. În România, țara vecină, Partidul Social Democrat aflat la guvernare a suferit un declin drastic în fața partidelor de opoziție, iar Partidul Național Liberal a obținut 27% din voturile alegătorilor, situându-se astfel primul în lista preferințelor românilor, urmat fiind de PSD cu 23% și coaliția USR Plus cu 22,5%. La Bruxelles vor merge și fostul președinte al României, Traian Băsescu, dar și fostul premier Victor Ponta, după ce partidele lor, Partidul Mișcarea Populară și respectiv Pro-România, au trecut pragul electoral, obținând 5,2% și aproape 6% din voturi. Prea puțin însă pentru Iurie Leancă, fostul premier moldovean aflat al 4-lea în lista formațiunii lui Ponta, care nu va merge în Parlamentul European decât doar dacă atât Ponta cât și Corina Crețu, comisar european, vor renunța la mandat. În Moldova, peste 38.000 de persoane care dețin cetățenie română au votat la cele 36 de secții de votare. Cei mai activi, așa cum era de așteptat, au fost cei de la Chișinău, cei mai mulți votând la Consulatul României, peste 2.000 de voturi. În Franța, partidul de extremă dreapta lui Marine Le Pen, Mișcarea Populară, l-a devansat pe cel al lui Macron, Republican Marche, obținând aproape 23% din voturi, comparativ cu 22,3% obținute de formațiunea președintelui francez. În Italia, partidul de extremă dreapta Liga a lui Matteo Salvini a ieșit pe prima poziție la alegerile parlamentare de duminică din Italia, cu un scor cuprins între 27 și 31% din voturi. În Germania, partidul Angela Merkel a obținut 28%, urmat de Partidul Verzilor cu 22%. Partidul pentru Brexit, condus de fostul conservator Nigel Farage, a câștigat alegerile europarlamentare în Regatul Unit, potrivit rezultatelor preliminare. Noul președinte al Comisiei Europene ar urma să fie Manfred Weber, potrivit lui Joseph Daul, președintele Popularilor Europeni, partid care ar urma să obțină cele mai multe locuri în viitorul Parlament European, urmat de Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților Europeni, de grupul ALDE și grupul Verzilor Europeni. De leur côté, les Verts allemands.